Bună din nou și bine ați venit la un nou videoclip. Mi-a fost foarte dor să filmez o recenzie, sincer vă zic, și mi-a fost foarte dor să filmez așa un clip de cărți și atât, în adevăratul sens al cuvântului. Și mă bucur foarte mult că filmez un clip tocmai despre cartea asta, pentru că este o carte care mi-a plăcut extraordinar de mult. Am citit-o recent, acum vreo 2 săptămâni, și clar va intra în top 10 al cărților pe 2017, dacă nu chiar sus de tot, dacă nu chiar prima. Bun, haideți să vă spun și despre ce carte este vorba. Este Un bărbat pe nume Uwe de Frederick Backman, cartea apărută la noi la editura Art în colecția Musai. Am impresia că ecranizarea acestei cărți a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film străin sau ceva de genul. Autorul fiind suedez, îmi închipui că și echipa de producție de la filmul respectiv a fost tot din zona aia scandinavă. Cartea asta este foarte hype-uită, nu știu dacă și în sferele voastre de online, dar cel puțin în lumea asta a mea, atât de cititori, cât și de oameni care nu citesc chiar mereu, mi s-a părut cumva că absolut toată lumea a citit cartea asta în această vară. Cumva, din câte am văzut, părerile au fost împărțite. Unora nu le-a plăcut absolut deloc și Lorelai, de exemplu, a făcut o recenzie negativă a acestei cărți. Altora, în schimb, le-a plăcut extraordinar de mult. Eu, din fericire pentru mine, mă încadrez în a doua categorie. Cumva este o carte care m-a atins într-un mod în care, nu știu, nu m-a mai atins o carte de la niveluri de viață încoace. Dar înainte să vă zic exact ce mi-a plăcut atât de mult, haideți să vă povestesc un pic despre ce e vorba. Foarte pe scurt, cartea urmărește pe acest bărbat pe nume Uwe, un bărbat pe la 60 de ani, cam așa, 55-65 de ani, pe acolo se învârte. Un bărbat foarte morocănos, asta aflăm de la început. Este un bărbat care pare să refuze orice fel de, nu știu, tehnologie și de progres pe care tehnologia îl face. Nu poate să-i sufere pe oamenii tineri, nu poate să-i sufere pe utilizatorii de Apple, nu poate să-i sufere pe oamenii care folosesc anumite mărci de mașini și nu altele. Nu-i place gălăgia, nu se omoară după copii. Nu prea-i convin vecinii. Ca să vă faceți o idee, este genul care în fiecare dimineață dă așa o raită prin cartier ca să vadă că totul este în regulă, că nimeni nu a mers cu mașina pe acolo unde nu ai voie să mergi cu mașina, că nimeni nu a parcat acolo unde nu ai voie să parchezi, că toate semnele și toate afișele sunt la locurile lor, la unghiul potrivit. Pur și simplu este un tip foarte tipicar și foarte, foarte morocănos. Nu-i convine nimic, nu-i place nimic. El locuiește singur în acest cartier și povestea practic începe în momentul în care are șansa, din punctul lui de vedere, să se cunoască mai bine cu anumiți vecini. Și practic cartea urmărește, pe de o parte, modul în care el interacționează cu oamenii din jurul lui. Pe de altă parte, în schimb, avem și trăirile lui. Pentru că Uwe nu este un tip morocănos și atât, este un tip care suferă foarte mult, este un tip care a trecut prin niște lucruri foarte grele pe parcursul vieții lui, mereu fusese morocănos și tipicar, dar s-au întâmplat anumite lucruri care l-au transformat în ceea ce este în prezent și mai mult decât atât avem și frânturi din trecut, din viața cu fosta lui soție, cu Sonia, și din viața pe care el o avusese în tinerețe, relația cu părinții lui, relația cu socrul lui, cu tatăl Soniei. Toate cumva sunt aduse așa în prezent. Nu o să vă spun care e legătura dintre toate chestiile astea, pentru că mi se pare că v-aș da niște spoilere foarte mari și nu are rost, pentru că în momentul în care eu am aflat exact care este povestea lui Uwe, destul de la început ce-i drept, dar când am aflat, cumva atunci mi-am dat seama, băi nene, asta o să fie una din cărțile la care o să-mi placă la nebunie. M-a izbit așa în moalele capului și în adâncul sufletului, și a fost pur și simplu, mi-am dat seama atunci că, băi, da, vreau să citesc cartea asta până la capăt, cât se poate de repede. Este o carte care pare mare, însă are și scrisul foarte mare. Eu am citit-o în 3 zile, cred, ceva de genul, dar și pentru că nu am putut să o las din mână. Acum să vă spun ce mi-a plăcut foarte mult la cartea asta. În primul rând, este o poveste tristă și veselă în același timp. Este o poveste sfâșietoare, dar plină de speranță, cumva. E cumva ironic faptul că Uwe este un bărbat atât de tipicar și de morocănos, cu toate astea te face să râzi foarte mult. La început, în momentul în care nu știam exact încotro se îndreaptă povestea, râdeam ca proastă singură. Și după ce am aflat încotro se îndreaptă povestea, am avut episoade în care continuam să râd ca proastă singură, prin autobuz, pe stradă, acasă, nu conta, pentru că este scrisă foarte light și foarte amuzant. Pe de altă parte, au fost și momente care m-au făcut să plâng foarte tare și momente foarte triste. V-am zis, acel moment în care îți dai seama încotro se îndreaptă povestea, cel puțin pe mine m-a terminat, m-a sfâșiat, pentru că, practic,
cel îl conduce pe Uwe și motorul din spatele lui este această iubire imensă pe care el i-a purtat-o soției lui. Soția lui, este un mic spoiler, îmi pare rău, dar vă prindeți destul de repede, a murit și practic el de-aia acum încearcă să cumva să facă față acestei pierderi pe, prin care a trecut. Asta cred că mi-a plăcut cel mai mult, de fapt. Exact ca la niveluri de viață, este genul ăla de iubire foarte, cum să-i zic, în care te dai cu totul. În care te dai cu totul celui de lângă tine, în care nimic nu mai contează în momentul în care ai pierdut persoana de lângă tine, s-a terminat cu totul. Da, știu că este o descriere un pic tristă și asta e ce am luat eu din ea, dar vreau să vă spun de pe acum că da, este o carte la care plângi atât de bucurie cât și de tristețe. Este o carte, v-am zis, foarte comic scrisă, dar cred că tocmai din cauza sau datorită, depinde de perspectivă, tocmai datorită, din punctul meu de vedere, acestui stil foarte comic, tocmai de-aia te izbesc episoadele triste mult, mult mai tare. Dacă era o carte tristă de la un cap la coadă despre un bărbat care și-a pierdut soția și trece prin perioada de doliu, atunci probabil nu m-ar fi atins atât de mult. Dar pentru că este o carte scrisă într-o notă aparent atât de amuzantă și pe bune atât de amuzantă în anumite scene, tocmai de-aia, cumva, pe mine cel puțin v-am zis, m-a atins atât de tare. Cu toate astea, nu este doar o carte tristă, v-am zis, există acele pasaje care sunt într-adevăr foarte amuzante. Relația pe care el o are cu fetițele vecinei ei, lui, este absolut incredibilă, pe mine m-a amuzat teribil. Modul în care el se raportează la vecina lui este foarte amuzant. Ca să vă faceți o idee despre ce fel de om este Uwe, cel mai mare compliment pe care el îl va face vreodată vecinei lui și chiar pe bune, adică vorbește serios, este ceva de genul, hai că nu ești chiar atât de idiotă. Deci cam asta este personalitatea pe care Uwe o are, cam asta este modul în care el se raportează la ceilalți. Cu toate astea, este unul dintre cei mai altruiști și mai generoși oameni, unul dintre cele mai altruiste personaje despre care eu am citit vreodată și pe care l-am cunoscut vreodată prin intermediul cărților. Mai mult decât atât, în cartea asta te îndrăgostești iremediabil și irevocabil de Sonia, de fosta lui soție, care cumva era exact opusul lui. Eu la un moment dat un pasaj pe care nu cred că o să-l mai găsesc, din păcate, nu mi-am făcut semn, pe care l-am pus pe Facebook, o să-l las și pe ecran, în care se face diferența dintre ei doi, pentru că Sonia era o tipă foarte veselă, mereu cu zâmbetul pe buze, mereu comunicativă, citea foarte mult, îi plăcea să călătorească mult, să experimenteze cu mâncare, cu vinuri bune. Era pur și simplu un suflet foarte cald și foarte bun și aparent Uwe era un bărbat diametral opus. Cu toate astea, citatul respectiv e ceva de genul că Uwe vedea lumea în alb și negru, iar ea în culori, dar Sonia era toată culoarea de care el avea nevoie. Nu e ăsta citatul direct, dar mă rog. Și relația dintre ei este absolut uluitoare, pentru că da, contrastele se atrag de cel mai multe ori și este foarte frumos să vezi cum o relație se poate clădi pe două firi aparent atât de diferite. Cu toate astea, deși Uwe este atât de tipicar și atât de morocănos, pentru ea a făcut tot. Și mi place foarte mult cum prin intermediul cărții și prin intermediul lui, de fapt, ajungem să o cunoaștem pe Sonia, care, așa cum am zis, este un om atât de frumos și atât de bun și atât de vesel, încât efectiv îți face plăcere să afli mai multe și mai multe despre ea. Nu știu, îmi dau seama că nu sunt foarte coerent în cartea asta, dar cumva simt că seamănă oarecum ca trăire cu nivelul de viață, n-ajunge chiar atât de departe, adică nu m-a făcut chiar țăndări, dar oricum m-a impresionat foarte tare și v-am zis, va fi greu ca anul ăsta să mai găsesc o carte care să-mi placă mai mult de atât. Nu o să vă zic cum se termină cartea asta și care e deznodământul, nu vreau să vă spun nici de fapt ce caută Uwe în toată povestea asta și care este de fapt scopul lui final, pentru că asta vreau să descoperiți singuri, dar cumva mi se pare că la final găsește ceea ce căuta și găsește lucrul de care avea nevoie, cred, mai mult decât orice, într-un mod poate nu așa cum se aștepta, poate nu așa cum voia. Nu este finalul pe care eu l-aș fi vrut neapărat, dar este finalul pe care cred că Uwe îl merita și cumva este un final frumos. Nu am mai citit de mult o carte care chiar să aibă un final frumos, să fiu da, nene. Uite, eu dacă aș fi scris cartea asta pe cuvântul meu, că n-aș fi schimbat nimic.
I-am făcut-o deja cadou unei prietene și sper să-i placă, Doamne, mă rog din tot sufletul să-i placă. Și cumva v-am zis de la început, mi se pare că este o genul de carte care împarte lumea în două. Fie nu o să vă placă absolut deloc și nu o să vă atingă niciun fel, fie din contră s-ar putea să vă izbească moalele capului exact ca și cum mi-a făcut mie. Eu o recomand, sincer, o recomand tuturor oamenilor care vor să citească despre un personaj, păi atât de, nu știu, te poți lega, poți relaționa atât de mult, pentru că Uwe este în fiecare dintre noi, sincer, fiecare dintre noi avem partea asta de om care nu vrea, care nu are chef, care are tabieturile lui, care nu se deschide atât de ușor, pentru că mereu ni se zice să fim veseli și volubili și deschiși și comunicativi, păi și dacă n-ai chef, ce? Mai sunt și momente în care pur și simplu nu ai chef, mai sunt și elemente ale personalității fiecăruia care nu vor și nu pot să fie mereu așa de happy-go-lucky. Sonia era, Uwe nu, și cumva au făcut o pereche absolut perfectă din punctul meu de vedere. Da, o carte despre pierdere, o carte despre speranță, care eu i-am dat 5 stele din 5, o carte pe care nu pot să o recenzez în adevăratul sens al cuvântului, tocmai pentru că mi-a plăcut atât de mult, dar este o carte pe care aș vrea tare mult să o descoperiți și voi și sunt foarte curioasă să-mi spuneți, să vă întoarceți la clipul ăsta, să-mi spuneți cum vi s-a părut dacă o citiți, pentru că sunt curioasă dacă iar m-a prins pe mine într-un moment în care eram cumva mai vulnerabilă la genul ăsta de povești sau pur și simplu este într-adevăr o poveste frumoasă. Eu sper că e a doua variantă mai plauzibilă. Oricum, 5 stele din 5 v-am zis, spoiler de pe acum, probabil va fi prima, dacă nu cu siguranță, în top 3 cărți citite de mine în 2017. Într-un fel îmi doresc să găsesc o carte care să-mi placă mai mult în ăsta 3 luni sau cât mai avem din anul ăsta. Pe de altă parte, atât de mult mi-ar plăcea ca asta să fie cea mai bună carte citită de mine în 2017, pentru că într-adevăr este impecabilă și minunată din toate punctele de vedere. Mulțumesc mult celor de la Art, pentru că ei mi-au făcut o cadou la Bookfest. Vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat la acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați un thumbs up. De asemenea, nu uitați să vă abonați, apăsăm butonul de subscribe și dacă vreți și aveți posibilitatea și bunăvoința, un share m-ar ajuta foarte mult pe Facebook, Instagram, pe unde mai vreți voi. Până săptămâna viitoare, când vă voi arăta ce cărți am citit în septembrie, credeți-mă, sunt multe, nu am citat de mult, de multă vreme. Citiți cât se poate de mult și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!